Ok, deci bună lumea, sunt Matey și bine v-am regăsit la un episod. Dacă cumva n-ați văzut, Abi a scos mare, mare piesă nouă din România, băi fraților. Așa că astăzi vom face o reacție live. Nu m-am uitat la piesă dinainte, doar și strict pentru a putea să fac reacția asta live pe videoclip. Dacă mai vreți episoade de reacții, băi fraților, nu uitați, rupeți bunașa cea de like. Hai cu 5555 de like-uri pentru reacția asta blană acolo, băi fraților. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați și să apăsați acolo pe clopoțel. Toți ăștia, că știu că sunteți o grămadă noi. Apăsați toți acolo pe clopoțel și abonați-vă la canal. Și de altfel mă găsiți pe Instagram la adresa darius.matey. Băi fraților, acolo mă găsiți, toată lumea, toată lumea follow. Pentru că dacă văd că îmi dați follow acolo, vă mai dau like-ul random înapoi. Și de altfel uneori vă mai răspund la mesaje sau puteți apărea la finalul clipului. Fără alte discuții, haideți să trecem la reacție, să vedem ce e de piesă, băi fraților. Pentru că vă dați seama că o să fie ceva rupere. Bun, deci după cum vedem aici este piesa, are 35.000 de like-uri, 662 de dislike-uri în 47 de minute, are 141.000 de vizionări în 47 minute, ceea ce rupere. De data asta vedem că Abi a dat de cine e directed piesa, a dat beat-ul, deci beat de intro și beat de, mamă, sunt două beat-uri, ok, am înțeles, aici avem versurile. Vă poartă la toți ghinean, on e 1 la 1 milion, on e Zodia Scorpion, auzi la el în fiecare zi, e vorba de Baby Abi. Ok, am înțeles. Hai să-i dăm drumul, după cum vezi, regele s-a întors la culcare, toată lumea zice aici Abi în comentarii. Ok, hai să trecem la reacție fără alte discuții, să vedem cum e piesa, băi fraților. Ok, începe așa cu Lil Baby Thai Beat. Bun, Pop Cola. Mamă, ce tatuaj s-a făcut al meu, am văzut pe story, dar zici că e alt om, adică Abi înainte părea altfel, bă! Zici că e ceva gangster, Loveless. Ok, am înțeles, Loveless. Baby, ăsta e mărciu, probabil. Și tot, cred că tot videoclipul o să se învârte din câte am văzut pe story-ul lui, în jurul mărciului. Ok? Și am văzut că trebuie să apară și Țanca cu Dorian în piesa asta, am văzut că și ei apar. Hai să vedem. Am văzut pe Insta la ei. Hai, Abi, câte așteaptă. Cred că Abi e fratisul, că am văzut, sau nu știu cine e, dar știu că l-am văzut, sau managerul e tipul ăsta, băiatul ăsta, nu Abi, că l-am văzut în interviu, știți că am văzut Abi de interviu. România. Ia, Abi, că te așteaptă România, bun! Mamă, e beat-ul așa mai old school, ia uite-l pe Dorian cu țoacla lui, cu bicicleta aia lui, deși a luat-o. Mai e aici Ceanu Zeng și uite și pe Țancă, bă, bun! Yeah. Bun. Și clipul îmi place, e bine, bă, e bine. Chiar e ca lumea, vrei să te mint? Momentan e bine. Ia uite Rolex-ul acolo, are două la mână. Bun. Sincer a dat-o peste cap, Abi, vreți să vă mint acum? N-avem, chiar dacă unii dați cu hate, unii bă, vă place, face, băi, Abi chiar arupă vizionar, n-ai ce, n-ai cum să o dai. Ok. Bun. Da, aia zic. Dar ce mișto e cadrul ăsta, nu știu unde filmează, dar gen e așa old, e vestul sălbatic, e treaba aia așa de diz de ăla nasol, îți dă senzație de aia nașpe. Uite-l aici, un cadru cu el și cu Țancă, mișto e hanoracul ăsta și în picioare am văzut că are niște Jordan 1 roșii din câte am văzut. E 1 la 1 milion. Bun. E Zodia Scorpion, auzi el în fiecare. Bun. E vorba de Baby Abi. Bine, îmi place flow, momentan e bine. Și aici are cu nașul din câte îl văd, are o de-asta cu nașul și nu știu cine e ăla din dreapta, dar în stânga e nașul pe hanorac. Ok, am înțeles. Mă ascultă și copii, mă ascultă și adulți. Corect. Te uiți acum până și tu mă asculți. Și aia zic. Zic o chestie pe care nu știți mulți. Cum să nu mă prefac incult într-o țară de incult. Bun, deci hai să vă zic. E bună asta, băi, vere, de aici reiese ceva. El vrea să zică că și tu care dai cu hate și majoritatea care, adică bunii care dau cu hate, noi producem. Adică nu noi, eu nu sunt hater Abi, nu am treabă cu Abi, dar gen cine dă cu hate când tu îl înjuri în comentarii, tu îi produci engagement, știi? Adică mai degrabă ar lăsa unul
care nu-l susține și dă cu hate comentariu decât unul care îl susține. Chiar dacă și ea lasă comentarii, dar sunt și mai degrabă, dacă eu nu mi-ar place de Abi, i-aș lăsa comentariu, știi, și aș produce engagement, aia zic. Și mai zice și el, cum să nu mă dau incult într-o țară de inculți. Ok, adică el joacă ca un fel de rol, asta vrea să se referă. Tot dacă a jucat un rol, a jucat bine rău de tot, băi, și uite că i-a reușit, uite că i-a reușit. Bun, hai să continuăm. Momentan chiar îmi place că a dat o da așa old school. Boom bap. Dar vedeți toate cartele cu baby, că vine Mărciu. Da, chiar ești maker, Mărciu, by the way. Banii că am mers sub o bicicletă, dacă... Băi, deci ce-mi place de Dorian cu bicicleta aia, aleși, cu mișcarea aia lui așa tot timpul. Follower pe Insta nu înseamnă că ești vedetă. Corect. Fantastic. L-a băgat pe Romeo Fantastic pe clip și cred că doar pentru cadrul ăsta ești nebun la cap. Bun, bun, băi, aia zic, la asta te aștept noi de la Abi. Când doar că a zis Romeo Fantastic și l-a adus pe Romeo Fantastic pe clip, regele. Bombastic, toate bun. Târfele astea sunt făcute din plastic, yeah. Am dat țara peste cap, yeah. Dau moda prin tot ce fac, yeah. Sincer, aici cu treaba asta cu dau moda prin tot ce fac, într-adevăr, Abi chiar a dat moda cu tot ce face. Adică înainte trapul era în România însemna Shatra Benz și era stilul ăla de Shatra Benz. Acum a venit treaba asta în România cu Abi, cam toți sunt cu hainele astea scumpe, cu nebunile astea. Înainte trapul în România nu era, nu se bazea chiar așa de mult pe haine scumpe. Adică mai a făcut aia sus ca Jordan și așa, easy, în picioare, bla bla bla, dar nu era stilul ăla chiar cum e acum, știi ce zic? Acum e stilul ăla de afară, cu papuși Gucci, cu toate nebuniile astea. Deci Abi aici într-adevăr a dat moda. A schimbat stilul un pic. Eu e bun! Bine-s, băi, bine, eu boss, tu boss, chetar, stai jos. Ok. Mamă, a dat dis aici, una-i cunoscută, că s-a așa, este Mimi. Și cealaltă care a făcut video ce se referă la Irina. Irina Diaconescu. Când mă plictisesc mai cumpăr un Rolex, că am futut toată țara și mă plictisi de sex. Ok, yeah. Am dat țara peste cap, yeah, yeah. Dau moda prin tot ce fac, yeah. Să vă intre bine în cap, ca el nimeni nu mai e baby. Ia uite, Pop Cola, bine-s. Băi, bă, mi se pare sincer că Pop Cola are o strategie de marketing super, super, super mișto. Chiar super mișto. I-a luat pe toți ăștia care în momentul de față sunt ceva diferit. L-a luat pe Albert Năbână, pe Abi. Am văzut că mai are cu Trepper, cu Asteca, cu ăștia. Dacă știți cu cine mai are cu... Îmi place să mănânc, băi, îmi place să mănânc cu regele. Pop Cola, hit me up. Yeah. Vă poartă la toți ghinion. Yeah. Bă, da, mi se pare că e rupere de imagine. I-a adus pe Dorian, care în momentul de față e de moda, Dorian, vreți să vă mint? E Abi, e Țancă. L-a mai băgat acolo și pe Romeo Fantastic. L-a adus pe Ceanu, care și Ceanu e bine spătită. E Zodia Scorpion, auzi de el în fiecare zi. E vorba de Baby Abi. Bine-s, băi, bine-s. Am lansat merch, Baby Abi comanda acum. Aha, și l-a lăsat merch, uite aici, Baby Abi, bun. Bun, bun, are like-ul meu, piesa merită like-ul meu, veți avea și voi un link în descriere de la ea. Mi-a plăcut, chiar a fost mișto, tot la ea mi-a plăcut și ce să zic. Cam asta a fost cu episodul de azi, băi fraților, eu am fost Matey, aveți link în descriere de la piesă dacă v-a plăcut, să spuneți acolo părerea voastră în comentarii. Ciao, ciao, ciao.